Mă bucur că se mai interesează și cineva de nevoile Bucureștiului. Pentru că am văzut așa o multitudine de teme, dar pentru București, pentru principalele probleme ale Bucureștiului, n-am prea văzut să mă ocupe cineva din zona de media. De aceea eu vă mulțumesc și vă felicit că vă ocupați de chestiunea asta. Da, Bucureștiul are probleme grave, iar cea mai gravă problemă pe care o are Bucureștiul astăzi este aceea de trafic. Ne face să suferim, e un disconfort, dar mai mult decât faptul că suntem blocați în trafic și ne petrecem mare parte din viața noastră într-o zonă neplăcută, de fapt, traficul, principala problemă este că traficul generează probleme de mediu. Avem un aer irrespirabil în București din cauza traficului și evident că trebuie făcut ceva. Noi, ca primărie sector 3, am început acum 2 ani de zile niște proiecte îndrăznețe, niște proiecte mari, în care credem și pe care ne dorim să le facem, să le finalizăm. Numai că, din nefericire, principala frână în București și, o spun cu foarte mult regret, nu de ieri de astăzi, este Primăria Generală. Din cauza lor, din cauza Primăriei Generale, care ne blochează efectiv proiectele, și o să spuneți cum poate să facă treaba asta, prin faptul că nu ne dă avize. Că mai vor ceva, că nu ne răspund, pur și simplu au trecut 2 ani de zile de când Primăria Generală refuză să ne dea avizele necesare pentru aceste proiecte. Ceea ce este pur și simplu inadmisibil. În prim plan este societatea aia, Termoenergetica și STB, care ne blochează sistematic. Cu sau fără argumente? Cu sau fără răspuns? Pentru că noi revenim la adresele pe care le facem pentru că nu ne răspund la ele. Este o bătaie de joc și nu o bătaie de joc la adresa primăriei sector 3. Că nu noi suntem beneficiarii direcți ai investițiilor acestor proiecte, ci cetățenii din București sunt beneficiarii. Am avea o circulație mult mai bună în București cu aceste investiții și vorbim de 2 pasaje subterane. Pe Mihai Bravu, în dreptul intersecția Mihai Bravu cu Dudeș Camiresu și în continuare tot pe Mihai Bravu la intersecția cu Vitan. 2 pasaje absolut necesare și care ar ajuta foarte mult la fluidizarea traficului pe inelul principal al Bucureștiului și evident ieșirea spre Constanța, 2 poduri pe Camil, 3 poduri de fapt, 2 pe Bulevardul Paladii, pe Teodor Paladii, intersecția cu Nicolae Teclu 1 și al doilea intersecția cu drumul între Tarlale, lărgirea drumului între Tarlale și încă un pod peste calea ferată între șoseaua Găricoțelu și drumul între Tarlale. Iată 3 poduri și 2 pasaje care ar fi mană cerească pentru traficul din București și pentru aerul din București. Este totuși un paradox pentru că Primăria Generală a trebuit să susțină primăriile de sector tocmai pentru a-și realiza proiectele pentru cetățeni, că despre asta vorbim într-un final. Care sunt motivele pe care ei le invocă și sau pe care le considerați dumneavoastră că ar fi de nu primiți aceste avize? Din cele spuse de dumneavoastră ar fi unele chiar lipsa răspunsurilor la anumite adrese de un an de zile chiar din partea acestor autorități. De ce? Care este motivul? Deci, în primul rând, că aceste proiecte, în mod normal, într-un București normal, într-o țară normală, într-o lume normală, aceste proiecte trebuiau făcute de Primăria Generală. Că în mai bine de 30 de ani au fost în stare să facă 2 pasaje și jumătate, că au fost în stare să facă în mai bine de 30 de ani, este trist. Și a zis chiar și rușinos. Că nu ne lasă nici pe noi să le facem, cred că e o combinație de ticăloșenie cu incompetență. Pentru că, pe de o parte, nu sunt capabil să se gestioneze și să ne dea niște răspunsuri corecte. Probabil că ne dau numai niște aberații. De exemplu, nu ne dau avizul pentru devierea rețelei Radet, cum se numie acum, de Termoenergetica, pentru că, vezi, Doamne, le au
prinse într-un program european cu investiție din bani europeni. Ceea ce noi, care știm exact cum se fac investițiile pe bani europeni, că suntem campioni pe domeniul ăsta, știm că e o minciună. Adică nu există. Proiectele nici măcar nu sunt depuse, din ce am înțeles eu. Și chiar dacă ai fost depuse, se dă o notă de renunțare pentru că acel segment este făcut de primăria sector 3. Cu devierea necesară, pentru că, repet, avem nevoie de aceste pasaje. Chiar este mai important să le facem acum, pentru că dacă s-ar face acele proiecte cu bani europeni, 10 ani de zile nu mai umblă nimeni acolo, că e o lucrare nouă și pe bună dreptate nu poți să strici o lucrare doar ce ai executată, doar ce ai executat-o. În ce fel gândește primăria generală când execută niște lucrări chiar și pe termie, pe o zonă unde este absolut necesar să faci niște pasaje sau niște poduri? Deci de aici, de asta spun eu, că eu nu exclud deloc, ba dimpotrivă, iau foarte serios în calcul reaua credință. Și nu-i de ieri de azi, de 2 ani de zile noi ne străduim să ne luăm, nu reușim să ne luăm acele avize. Deci este rea credință și incompetență, pentru că este mai mult decât rea credință. Cum poți să vii să spui că nu se poate face o lucrare pentru că vrei să faci acolo o rețea care împiedică executarea unui pasaj atât de necesar pe următorii 10 ani după ce ai finalizat lucrarea? Iar știm și noi cum se fac lucrurile la primăria generală, că lucrează așa, durează o veșnicie, adică probabil că acele investiții vor dura 10 ani și încă după aia, vreo 10 ani, nu poți interveni că o lucrare nu e executată cu bani europeni. Înțelegeți ce spun eu? Deci aici, chiar dacă n-ar avea în plan să facă ei pasajul acum, oricum rețeaua ar trebui să o gândească astfel încât cineva după ei, mai competenți decât ei și mai normali, da, să-l poată executa ulterior. De asta spun, este foarte trist. Și mă bucur cu atât mai mult cu cât, repet, presa nu prea se ocupă. Văd că în mare parte vânează tot felul de subiecte de cancan. Ok, și noi aerul pe care îl respirăm se ocupă cineva, adică interesează pe cineva calitatea aerului din București și lăsăm la o parte calitatea aerului care ține de sănătate. În primul și în primul rând am văzut o statistică, mor în România 20.000 de oameni din cauza poluării din aer. Par trebui să ne intereseze mai tare decât COVID-ul, pentru că generează mai multe victime, face mai multe victime poluarea decât această pandemie. Eu nu zic că nu trebuie să ne intereseze, dar face parte tot din sănătate și evident și sănătatea este cea mai importantă și de aceea trebuie să fim foarte preocupați de treaba asta și să facem tot ce depinde de noi. Ce poziție are domnul primar general al capitalei despre această temă? Mă gândesc că v-ați mai întâlnit cu el în ședințe sau de ce care e poziția dumnealui cu privire la acest subiect? Cu domnul primar general m-am întâlnit de 2 ori, mi-a zis da, a zis da, da, dar mi-a zis da pe mai multe teme și din nefericire în spate s-a întâmplat nimic. Ori nu ne ajută o afirmație, da domnule, mi se pare corect, adică da, n-ai cum să zici că nu-s necesare, pentru că-s de maxim bun simț, n-ai nevoie de, sunt studiile de trafic făcute, le au și dânsii la municipalitate, adică este absurd să vină să ne spună că proiectele nu-s necesare. Dar după acel da, în spate s-a întâmplat nimic. Adică, în continuare, noi astăzi nu ne putem apuca de treabă pentru că nu avem avizele. Considerați că sunt și alte persoane care se împotrivesc acestor proiecte în afara domnului primar sau în afara Consiliului? Alte persoane din anumite companii sunt aici implicate multe, inclusiv Enelu și Apanova implicate în acest proces. Considerați că au vreun interes anume de nu vor să ofere aceste avize? Cred că ar mai fi o chestiune care de discutat, dar are legătură tot cu primăria generală. Și anume că acum când noi vrem să facem ceva, știți bine, pe o infrastructură într-o oarecare măsură foarte învechită, dar să știți că într-o mare măsură inexistentă, de exemplu pe drumul între Tarale, nu există
ape pluviale, adică degajarea apelor, instalație. Nu există canalizare pentru ape pluviale. Iar noi acum că vrem să o lățim, azi nu se poate, domnule, trebuie să faceți canalizare, să găsiți soluții pentru apele pluviale. Dacă nu ne băgăm să facem, iar rămâne în continuare fără canalizare pentru ape pluviale. Dacă noi vrem să intervenim acolo, vine apa nouă și zice, domnule, ne rezolvați și nouă toată problema pentru că voi vreți să faceți ceva. Problema este că soluția depășește, de soluția de evacuare a apelor pluviale depășește granițele sectorului 3 și aici intrăm într-un blocaj. Dar nu ne lăsăm, chiar dacă este dificil, chiar dacă ne dăm seama că de multe ori este lovit calul care trage, pentru că noi trebuie să ne apucăm, noi trebuie să găsim soluții, noi trebuie să ne spargem capul să rezolvăm toate problemele astea pentru că vrem să facem ceva. Dacă nu ne interesa așa cum văd că se întâmplă în anumite instituții, nu se întâmplă nimic, eu cred că sunt foarte liniștiți, foarte relaxați și există în aparatul de stat în general, că e administrație locală sau administrație centrală, funcționarii din aceste instituții au înțeles că dacă nu fac nimic, nici nu greșesc. Și atunci, apropo de, de întrebarea dumneavoastră, funcționarii în sine, în instinct, cred că le intră în ADN treaba asta, de când a intrat în instituție, domnule, cu cât blochezi mai mult, cu atât ești mai liniștit. De ce? Dacă nu faci, nu greșești. În general, știți bine că cine muncește, mai și greșește, dar trebuie să ne asumăm să facem lucrurile astea. De aceea, primarul care este ales direct de cetățean este responsabil și ar trebui să livreze către cetățeni proiecte. Dom'le, uite, au trecut 4 ani, am cheltuit bugetele astea, am lăsat în urmă A, B, C, D. Cred, și ne ucim într-o zonă mai complicată care ține și de maturitatea electoratului și de societate în sine care ar trebui să aibă exigențe mai mari. Și ar trebui să fim cu toții mai bine orientați în viață. Ce spun cetățenii? Că mă gândesc că au luat la cunoștință de aceste proiecte și poate văd îngreunarea procesului. Ce părere au și ce, cum aveți dumneavoastră socializarea și colaborarea cu ei? Cetățenii sunt foarte nerăbdători să le vadă executate aceste proiecte, pentru că îmbunătățește viața în zonă, îmbunătățește viața în București. Circulăm mai bine, poluăm mai puțin. Sunt nerăbdători și în mare măsură nemulțumiți că niște proiecte pe care le-am propus acum câțiva ani, nici măcar nu ne-am apucat de ele. Și nici nu ne putem apuca de ele din motivele pe care, din cauzele pe care le-am menționat mai devreme. Ce variante de rezolvare aveți? Adică puteți să mai așteptați așa ani buni în această situație. Vedeți vreo rezolvare sau care este soluția pe care o vedeți prielnică pentru rezolvarea situației în cazul acesta? Cred că acum, e foarte bună întrebare, fix această inițiativă a dumneavoastră poate să influențeze pozitiv aceste proiecte, pentru că informăm mai bine cetățenii care, în mod normal, ar trebui să reacționeze. Și trebuie să mergem peste cei care blochează aceste proiecte. Dom'le, fă-ți treaba, există acolo, ții un salariu, reprezinți, ai avut încrederea oamenilor. Rezolvă problema asta, pentru că e o problemă la tine în ogradă și tu ești cel care ar trebui să le deblocheze. Ce zic colegii de la celelalte sectoare? Vă susțin, nu vă susțin? N-am avut discuții pe tema asta pentru că n-am văzut să aibă proiecte de infrastructură sau cel puțin nu le-am văzut eu. E posibil ca ele să existe. Sper totuși să existe proiecte mari de infrastructură în București. Fără poduri și pasaje, fără creșterea capacității de trafic, Bucureștiul se blochează. Și că se blochează, că nu mai putem circula, e disconfortant, e neproductiv, e rău. Dar mult mai rău decât atât este faptul că cu cât blocăm mai tare traficul, cu atât aerul devine mai irrespirabil. Ce mesaj aveți pentru companiile care întârzie cu răspunsul la solicitările dumneavoastră? Să-și facă treaba, pentru că
își iau acolo niște salarii, banii vin din impozitele și taxele pe care cetățenii le plătesc, da, pentru că ei sunt finanțați de la primărie, și este absolut normal și absolut necesar să-și facă treaba, să-și îndeplinească fișa postului. Ori acolo scrie că ei trebuie să găsească soluții să dea vize. Ce susține Apanova și cu STB-ul de nu vor să sprijine proiectele? Deci STB-ul și termoenergetica sunt în subordinea primăriei generale și ei ne blochează, mai ales pe zona pasajelor, dar și Apanova ar trebui să nu profite de ocazie și să-și rezolve toate problemele cu noi, doar că noi suntem cei care muncim și vrem să îmbunătățim viața în București. Și cu ocazia asta v-am prins, haide, faceți-mi tot ce vrem noi, tot ce avem noi nevoie în zona respectivă. Că dânsii și încasează din apă și canal și e normal să și contribuie. Și aici, într-adevăr, aici e prinsă și primăria generală care ar trebui, că dânsii au un program de investiții. Dar nu prea pot să-l deruleze, nu prea pot să-și facă investițiile pentru că au nevoie de avize de la primăria generală. Și cum se mișcă cu noi, așa se mișcă și cu dânsii. Care este pasul următor pe care doriți să-l urmați în afara promovării situației reale pe care o aveți aici în sector? Care este următorul nivel? Ne gândim și evident că nu stăm cu mâinile în sân, ci încercăm să găsim soluții pentru a debloca această situație.